Eu am credința că reprezentanții acestui binecunoscut hipermarket, acum nu pot să-i fac publicitate pe postul de televiziune, dar este unul dintre cele mai mari, dacă nu cel mai mare din România, are posibilitatea, pentru că există modelul Vărăști, unde poate să le extindă la nivelul fiecărui județ. Pentru că în fiecare județ sunt oameni care trudesc încă din luna ianuarie, după cum bine i-ați auzit, încă de când pun semințele, răsadurile, întreaga familie, membrii familiei, familia extinsă, nu doar 4-5 membrii familiei sale, pentru care să vină la sfârșit să-l ajute la cules și după aceea să stea, să-l dea pe nimic, pe nimic, la 2 lei kilogramul de roșie, de exemplu, iar la raft îl găsește, dată unui samsar, iar la raft îl găsește la 5,99 de bani, 6 lei. Pentru ce această bătaie de joc? Pentru ce să nu existe direct, când există legislație în România, unde supermarketurile sunt obligate să primească pe rafturile lor produsele tradiționale românești? Pornim de la acestea, nu doar de ale produse bio, produse eco, cum vor să se numească. Ați văzut că sunt probleme și în denumire, pentru că Uniunea Europeană cere să se scrie bio, la început au fost în România înregistrate și s-au plătit bani grei de către producători să se numească eco, să fie, pentru că este un sinonim, e același lucru, ori bio, ori eco, să-i lasesc legislația să fie în așa fel modificată încât să poată fi pe raft și produs bio, cel care poartă eticheta de bio, dar și cel de eco, pentru că avea dreptate unul dintre legumicultori, că se numește bio, că se numește eco, folosim aceleași metode, folosim aceleași substanțe, aceeași calitate are produsul. De ce oare? Pe urmă, de ce să lăsăm să încurajăm aceste rețele de, îi numim, de oameni care trăiesc pe spinarea altora, care sub din munca, din sudoarea acelora și le ia profitul. De ce să nu putem să ne ducem direct la acel, să asigurăm desfacerea? Ei, ori eu în calitate de reprezentant al administrației publice locale, reprezentant al locuitorilor unei comune, comune care are 18.000 de suflete și care, deși nu avem solari întinse, sere extinse, cooperativa agricolă cum are Topraisaru, și pe care îi felicit din tot sufletul, pentru că oamenii s-au unit să facă legumicultură și fac de zeci de tone, le recoltează pe zi, vă imaginați că îmi doresc să le venim în ajutor, să le venim în ajutor și prin filiera a noastră, a Asociației Comunelor din România. Da, poate Primăria Comunei Cumpăna, prin Serviciul Registru Agricol, să ne interesăm de tot ceea ce înseamnă documentele, birocrația, cum spun oamenii, da? De această birocrație să putem să-i ajutăm pe oameni să-și confecționeze acele solarii, acele sere, în care să producă, deci cu materialul biologic, cu răsadurile, cu tot, și ei să producă aceste legume bio. Pentru că atunci noi ne ocupăm de ceea ce înseamnă documentele, de înscriere, de tot, de solicitare, de a îi determina pe oameni să identificăm care sunt cei care vor să-și construiască acolo unde dețin terenul. Pentru că Primăria Comunei Cumpăna nu are teren, însă în comună sunt locuitori care au 1200 de metri. Ați văzut legumicultor al comunei care are seră pe 1200 de metri. A spus că este muncă pentru întreaga familie. Deci, noi putem să le venim în ajutor, cel puțin să le asigurăm relația, desfacerea. Eu produc marfă și trebuie să producă cu anumite inputuri care costă, toate însumează o sumă de bani, care automat, dacă nu vând marfa cu valoare adăugată plus valoare, nu pot să mai trăiesc la anul. Și, din păcate, se practică această metodă, dar eu pot să spun că am trecut peste asemenea impediment și am impus eu prețul celui care îmi cumpără marfa, iar am comunicat și ne-am înțeles ca el să nu aibă un adaos mai mare de 30-40%, pentru că în mod efectiv noi muncim cam 4 luni de zile pentru să scoatem-o de la producerea răsadului, 60 de zile, după aia încă 60 de zile, 70 până la primul rod care se coace, până ajunge pe produsul finit, tomatele la coacere și ajunge pe farfuria consumatorului final. Puteți să impuneți acest preț? Ce vă spun cei care...
Ce vă spun cei care, celor cărora le spuneți că vreți ca prețul lor să nu fie cu mai mare de 30%? Omul a înțeles, adică acel client intermediar, un comerciant, așa, a înțeles că dacă mie nu-mi dă prețul care îl cer eu de producție, plus să am un anumit profit ca să pot exista și pentru la anul și în anii viitori, nici el nu o să mai trăiască. Ca mine sunt mulți, sunt mii de oameni, mii de producători, mici producători, eu sunt mic producător. Și omul a înțeles și i-am zis, băi omule, dacă eu îți dau cu 4 lei roșie, du-o tu cu 6. Tu dai 3-400 de kilograme la o tarabă, o dai în 7-8 ore, iar eu produc pentru ea, mă chinui pentru ea 4 lei 4 luni de zile. Ce nu ți-e bine? Și omul a înțeles și lucrăm foarte bine. Noi avem un colaborator foarte, foarte bun, știe să vândă, trebuie să știi să și vinzi, ducem și marfă de calitate și suntem încântați. Un an bun. Un an bun, din punct de vedere al prețului. Am numit retailer, ok, sunt pe o altă politică a firmei și ne-a acceptat. Ceilalți n-au vrut să accepte cooperative. Acum nu putem să știm din ce motive, ideea e că poate nici nu mai ne interesează motivele dânșilor, că funcționăm, e bine, e ok. Cum ai reușit să vă vindeți marfa și să treceți cumva, să scăpați cumva de, așa zis, și samsar despre care s-a făcut vorbirea astăzi, oamenii ăștia care cumpără marfa de la noastră și după aceea o vând la prețuri de 2, poate chiar 3 ori mai mari? Da, nu știu, n-am vrut niciodată, eu nu vând marfa la samsar, am căutat soluții, eu am fost mic la început, marfa mea, vorbim de acum 10 ani, o vindeam undeva, am un teren unde am făcut și ferma la Șoseaua Națională, vindeam toată acolo. Când după ce am simțit, am dat de gustul legumiculturii că se face, să câștigă bine și este de viitor, atunci am mărit suprafața și m-am redirecționat direct către retailere mari. Am cerut ajutor, o parte mi-a răspuns da, ca și pe atunci eram ca și persoană fizică cu carnet de producător. Între timp chestiile s-au schimbat și am fost obligat să ne reorganizăm, pentru că nu mai vreau să ia marfă de la persoane fizice. Și mi-am spus, de la anul nu mai vă putem prelua marfă, trebuie să vă organizați, ori vă faceți firmă, și atunci am zis, ca să-mi fac firmă, mai am o firmă, mai bine facem o cooperativă. Și am chemat câțiva băieți, suntem de atunci împreună și am înființat o cooperativă și le vinde marfa direct în cooperativă. Ce gen de produse livrați și în ce cantități? În general, produse orticole, adică vorbim legume, fructe, nu vindem deocamdată altceva. Pe partea asta ne-am axat. Vine destul de bine, se poate și mai bine, încercăm să ne organizăm, să luptăm, să mai câștigăm câteva supermarketuri, nu avem un depozit, vine foarte mult online. Abia acum încercăm să facem ceva pentru un depozit, dacă mai aveam un depozit ar fi mult mai ușor, pentru că am organizat mai bine marfa și am putea ne redirecționa către platformele din București, că ne primesc acolo, numai că ne trebuie puțin organizare, nu suntem departe, probabil că de la anul vom începe și chestia asta.